Bună ziua din pepinierele Fundulea! Vă salut al dumneavoastră Kim Gabriel, de specialitate inginer agronom, în cadrul pepinierelor Fundulea. Și da, observați bine pe fundal, săl de zmeur Socolica, preferatul meu. Și o să vă spun și de ce. Pentru că mănânc fructe de zmeur printre primii, fructifică acum, la început de iunie, în maxim o săptămână, o să fructifice. Și vă arăt, stați aici! Are fructele foarte mari, rezistente la manipulare și transport și da, am recomandat majoritatea clienților mei să aleagă fie lasca, fie socolica. Pe lângă că avem o varietate de soiuri, și delniva, și erosadira, și glinempăl. Eu am recomandat acest soi cu drag pentru că este un soi care fructifică timpuriu. De vreme, la început de iunie, atunci când prețul pe un kilogram de zmeură este preț de trufanda. E destul de mare și este un beneficiu foarte mare pentru cultivator. Nu plecați, stați aici! Nu știu cât de bine se vede, dar o să rup. Să vedeți cum arată acum socolica. Deci cam într-o săptămână, exact cum v-am spus, fructificare, timpurie, fructe mari, rezistente la manipulare și transport. Dacă nu v-ați convins, eu la început de iunie, vă aștept aici în incinta pepinierilor fundulea unde multiplicăm peste 800.000 de, de plante să vă hotărâți asupra soiului pe care vreți să-l cultivați. Fie că vorbim de socolica, fie că vorbim de delniva, fie că vorbim de glinempăl, fie că vorbim de mur, torfi, navajo, fie că vorbim de zmeură, lasca, aici, pe 4,5 hectare, vă așteptăm să vă hotărâți asupra soiului pe care vreți să-l cultivați. Dar înainte să vă hotărâți, veniți, vedeți, degustați, Vă uitați cât de viguroase sunt plantele, ce drajonare are soiul respectiv și în funcție de aceste aspecte și de analiza solului, dar și de zona în care vreți să cultivați, ne facem o idee pe, pe ansamblu și vedem soiul care se pretează cel mai bine în zona dumneavoastră și cerințelor dumneavoastră. Eu vă las de aici, din pepinierile Fundulea, cu tot respectul al dumneavoastră, Kim Gabriel.